Salut, Bivang, ziua noi episod din GTA 5. Astăzi avem ceva un piculeț mai special, pentru că după cum observați, avem noua Toyota Supra. Nu prea o găsești prin jocuri și tocmai de asta m-am gândit, bă, hai să o adăugăm în GTA 5 să vedem cum se comportă, chestii de genul ăsta. Nu uitați să apăsați butonul de like dacă este să vă placă acest episod și dacă vreți să mai facem și altele de acest gen. Și nu asta e cea mai interesantă chestie din episodul de astăzi, ci faptul că în oraș este mare inundație, oameni buni. Din ce s-a avertizat la meteo e faptul că urmează un mare tsunami. Și da, pentru cei care sunteți curioși, este vorba despre un mod în care poți adăuga un tsunami în oraș. Dar e ceva ce mi se pare destul de interesant și m-am gândit că dacă tot am testat moduri pe multiplayer când ne jucam pe 5M și toate cele, de ce să nu încercăm să vedem cum sunt și modurile pe single player? Pentru că pe single player sunt mult, mult mai interesante. Așa că hai să vedem dacă reușim să strângem peste 10.000 de like-uri la acest episod. Și dacă reușim, o să vă prezint multe, multe moduri, pentru că avem multe variante. După cum vedeți, apa deja a început să ajungă prin oraș și începem să nu mai putem să mergem corect cu mașinile. Dar pe măsură ce trece timpul, această apă va începe să crească din ce în ce mai tare. Ia uitați-vă cum trec valurile prin oraș. Deci chestia asta nu era posibilă pe 5M, de asta o facem pe single player, că dacă puteam să o fac pe 5M, imaginați-vă să fi făcut chestia asta cu o grămadă de player, mi s-ar fi părut super, super interesant. Oricum, Supra e genială, frate, deci nu înțeleg de ce nu este în Forza, habar n-am, probabil nu s-au înțeles ăștia de la Toyota cu cei de la Forza, dar e genială, nu știu, mie îmi place foarte mult. Bine, sincer să fiu, îmi place mai mult primul model, ăla clasicul pe care îl știm cu toții, nu primul model. Dar Supra asta e genială. Și uitați-vă și voi, încerc să trec de valurile astea. Mi-a oprit mașina, mă, ești nebun? Deci mi s-a oprit motorul mașinii. Trebuie să văd dacă reușesc să-l pornesc. Am reușit să-l pornesc cât de cât. Oh my god. Bă, mi s-a oprit motorul. Pornește motorul mașinii. Ce facem aici? Ok, am să mă dau jos din mașină, bunesc. Hai de capul meu. Și lumea trece pur și simplu. Am să trec prin valurile astea așa. Voi vă dați seama că în foarte, foarte scurt timp, tot orașul va fi plin, plin de apă. Toată lumea se ferește. Ai de capul meu. Băi, e prea șmecher, mă, să instalezi moduri. Și nu e greu deloc, adică, nu știu, mi-a luat, cred că, vreo oră să instalezi toate sistemele de moduri. Și doar dai copy-paste la mod și aia e. Adică, e simplu rău de tot. Bineînțeles că poate să existe conflicte între moduri și chestii de genul ăsta, adică nu trebuie să instalezi prea multe. Dar dacă vreți, poate o să vă și arăt cum le instalați. Poate vreți să vă jucați și voi moduri de acest gen și sunteți curioși. Bă, frate, uite-te ce valuri, ești nebun. Deci nu se poate așa ceva, e nebunie totală. Încep să fie din ce în ce mai mari valurile astea. Deci încep să fie din ce în ce mai mari. Nici nu prea nu te poți adăposti undeva să zici că da, frate, mă adăpostesc undeva și scap. N-ai cum. Imaginați-vă să se întâmple ceva de genul ăsta în viața reală, Doamne ferește. Deci Doamne ferește. Ia de oameni pe clădiri. Aș vrea să fur mașina cuiva și să încerc să scap cumva de aici. Ai de capul meu, deja a început să se inunde totul. Deja a început să se inunde totul, uitați-vă și voi. Valurile din ce în ce mai mari. Probabil foarte, foarte curând nu o să mai avem ce să facem. Dar n-ai ce face, frate, odată ce-ți ajunge apa la motor, se oprește mașina, vezi? Deci odată ce se ajunge apa la motor, se oprește mașina. Dar din ce în ce mai multă apă, din ce în ce mai multă apă, din ce în ce mai multe valuri, lumea încearcă să se salveze cu orice posibilitate. Dar probabil foarte curând nu o să mai aibă această oportunitate. Ia să vedem. Mergem un piculeț mai departe să vedem. Aici deja, wow! Aici deja apa e imensă, frate. Deci aici apa este imensă. Ia uitați-vă și voi, a luat camioanele astea, nici nu mai au nicio șansă. Nici nu mai au nicio șansă. Stai să văd pe aeroport cum este. Păi de capul meu, aici situația e destul de rea. Deci aici situația, aici pe aeroport este destul de rea situația. Oh my god. Well, am să mă arunc. În apă. Boom. Mă frate, cum să fie totul sub apă așa? E prea genial, deci v-am zis, nu uitați să apăsați butonul de like, hai să vedem. Cine a ajuns până aici la videoclip, vreau să facem în felul următor. Numărăm până la 5 și cine nu a dat încă like, să apese butonul de like exact când ajungem la 5, da? Hai să vedem. 1, 2, 3, 4, 5. Like. Bun, sper că ați apăsat și voi butonașul. Vă mulțumesc mult de tot dacă l-ați apăsat. Și sunt unele mașini care încă
merg pe sub apă, ceea ce e extraordinar. Situația a început să se înrăutățească din ce în ce mai tare, după cum observați, totul este sub ape, apa s-a ridicat atât de tare. Ia stai să vedem. Oh my god, oamenii noată încearcă să supraviețuiască, dar ce să mai supraviețuiești, frate, că mă gândesc dacă ar mai fi și apa asta și foarte, foarte rece. Ia uitați-vă, oamenii, ia să intrăm pe sub apă. Oh, doamne, oh, doamne, băi, de ce nebunie, mă, cât de șmecher poate să arate. Mi se pare genial și bineînțeles că mașinile astea încep să plutească exact când trec eu pe lângă ele, nu știu exact din ce motiv. Am eu vreo putere specială sau ceva? Aoleu, mamă, m-a lovit mașina aia când a căzut. Trebuie să ai grijă, frate, pentru că, na. Dar e interesant totuși cum oamenii încă își mai conduc mașinile ca și cum ar fi totul normal și obișnuit. Acum o să mergem un piculeț mai în centrul orașului să vedem ce s-a întâmplat acolo, pentru că noi acum suntem... Bă, dar efectiv e acoperit, da, bine, nu e până sus. Să zicem, dacă ai fi tu o persoană în situația aceasta și ai vrea să supraviețuiești, te-ai urca pe cel mai înalt zgârie nori, dar dacă nu ai această posibilitate și te prinde pe aici, probabil că ești mort, adică, nu știu. Uite, scrieți-mi în comentarii, voi ce ați face dacă o situație de genul ăsta, o situație de urgență, s-ar întâmpla în viața reală? Ce ați face voi? V-ați urca pe cea mai înaltă clădire? Uitați-vă, oameni buni, cum arată tot Los Santos-ul. Bine, acolo n-a ajuns încă apa, deci pe partea aia vedeți că nu este apă, dar în centrul orașului deja a început să vină. Dar pe măsură ce mai trece timpul, apa va acoperi toată harta. Deci ușor, ușor, toată harta va fi acoperită de către ape. Am să încerc să mă arunc de aici în apă, oare? Hai să ne aruncăm, să vedem ce se întâmplă. O, direct în apă. Bă, nu cred că am să mor pentru că pic în apă, dar deși dacă pici în apă pe spate, ești mort. Dar aici nu suntem morți și... Bă, cum arată, mă, tot ești nebun. Nu știu, mă face așa să zâmbesc cu gura până la urechi, pentru că mi se pare super, super interesant și genial în același timp că putem să experimentăm astfel de chestii în GTA și nu e GTA pe cum îl știam noi de obicei, adică e un GTA un pic modificat acum. Ia toate mașinile la suprafață. Ia stai, podul ăsta e? Na, și podul ăsta e inundat. Înainte mai puteai să mergi pe aici. Acum nu mai poți, din păcate. Nu mai ai nicio posibilitate să faci nimic. Ia, hai să mergem până sus de tot. Mergea a ajuns până aici. Deci acolo sus încă suntem în regulă. Încă nu este inundație. Și oamenii ăștia merg ca și cum nimic nu s-a întâmplat. Băi, prietene, te ia apa. Oh my god, ăla a condus direct în apă. Uitați-vă și voi, ăla cu camionul direct în apă s-a dus. Bă, voi nu vedeți că e inundație? Adică voi observați că vin dita mai valurile și vă iau? Adică, sincer, ar trebui să vă faceți ceva probleme. Nici nu știu dacă ar exista ceva de genul ăsta, ce ai putea să faci, pentru că până la urmă e un dezastru al naturii. Nu e ca și cum ai putea să scoți toată apa asta de aici. Mamă, pe unde am trecut? Da, nu cred că am șanse ca această mașină să funcționeze foarte mult pe sub apă, din păcate. Dar ceva de genul ăsta, cam așa putem să mergem. Mașina submarin, mai zi tu ceva de supra asta mea. Din păcate nu pot să văd dinăuntru în timp ce merg prin apă, nu știu de ce. Da, e un scenariu destul de post-apocaliptic. Oameni buni, cred că toată speranța a fost pierdută, pentru că absolut tot orașul a fost înghițit de către ape. Nu mai vedem decât, practic, clădirile alea înalte pe care le v-am zis de ele, că dacă ați sta pe ele ați fi... Tehnic vorbind în siguranță, deși nu știu dacă structura clădirii de jos ar ține foarte mult, dar plonjăm și boom! Ia să vedem ce s-a mai întâmplat pe aici prin oraș. Da, deci deja băieții ăștia care se dau pe la etajele astea deja au clădirile inundate. Tu îți dai seama să fii la, practic la înălțimea asta, prin apă, pentru că pe aici de obicei zboară elicopterele. Și apele să fie atât de înalte pe cât e absolut incredibil așa ceva. Sunt curios cam cât de departe au ajuns apele. Uite, dacă mergem ceva de genul ăsta arată orașul, după cum se observă. Dar dacă mergem aici, da, până și zona asta a fost complet, complet înghițită de către ape. Să zicem că doar, uite, Macarao asta nu este încă înghițită de ape. Ba da, aproape, aproape este înghițită și ea. Aici sunt apartamentele de pe multiplayer, dacă mai țineți minte, aici sunt primele apartamente pe care le-am cumpărat. Dar așa arată tot orașul de sus, doar apă și atât. Bineînțeles că pe deal, aici dacă ți-ai cumpărat o casă, ești norocos pentru că apa a ajuns doar până în oraș.
Adică, da, ești, bine, ăștia care și-au cumpărat casa aici, vă dați seama că sunt miliardari. Dar apele se pare că nu ajung chiar atât de departe până aici. Dar este absolut incredibil acest mod, adică, nu știu, îl recomand și vouă, dacă vreți, se numește Tsunami Mod sau ceva de genul ăsta. Iar modul ăsta are mai multe chestii pe care le poți face, de exemplu ăsta se numește Atlantis, pentru că practic totul este înghițit de către ape. Adică prin centrul Los Santosului, dacă mi-ai fi zis acum ceva vreme că se va întâmpla chestia asta, nu te-aș fi crezut. Dar astăzi este o realitate, bă frate, și valurile astea sunt incredibil de mari. Ia să vedem cum se vede din first person. Da, deci se duce și omul la muncă și trebuie să folosească barca acum mai nou. Nu mai poți să folosească mașina, nici taxiuri, nici nimic. Te folosești de bărcuță, merge așa fain frumos. Dar stai așa puțin, dacă barca asta merge așa pe valurile astea care sunt incredibil de mari, cum ar merge tugboat-ul ăla? Are ceva mici probleme tehnice și probabil o să răstoarne la un moment dat, pentru că efectiv este sub valuri, nici nu-l mai văd. No, n-ai șanse, mă frate, cu o barcă așa, ți-o înghite valul. Ia uitați-vă și voi. Ai de capul meu, abia reușesc să trec. Mamă, trec direct prin tot valul. Deci facem surfing cu dita mai barca. Bă, nene. Bă, să scrieți în comentarii dacă mai vreți episoade de genul ăsta. Pentru că m-am uitat și eu pe mods. Bine, de fapt eu foloseam GTA 5 mods de foarte multă vreme pe 5M. Noi instalam moduri acolo și vă prezentam noi mașini, noi chestii. Dar chestii de genul ăsta, chestii extreme, nu se pot face pe single player, nu se pot face pe multiplayer, nu se pot face pe 5M. Poți face chestii de genul ăsta doar pe single player, pe jocul tău cu poveste. Și da, tocmai de asta o să le fac solo, dacă o să mai fie episoade de acest gen. S-a întâmplat dacă, să zicem că sunt într-un avion de ăsta de pasageri și ceva se întâmplă și nu mai pot să controlez avionul și ne scufundăm. Ne intrăm în apă direct, de-aia să vedem. Am să încerc să intru pe aici, pe undeva, prin centrul orașului. Bum. Să zicem că se întâmplă ceva, nu știu, triunghiul Bermudelor aici. Și intrăm în apă, așa, fain. Bum. Mamă, frate, e o clădire în care am intrat, vă dați seama? Nici nu se mai vede avionul. A fost înghițit. Aoleu, ieși din el! Franklin! Hai să vedem că Franklin săracul nu mai poate. Unde-i mă avionul ăla? Că nici nu-l mai văd. Ia stai să mergem pe aici prin zonă. A dispărut avionul? Cred că a dispărut avionul. Bă, cum mai merg mașinile astea pe aici? Explicați-mi și mie că nu înțeleg. Deci mașinile astea, până când nu mă apropii eu de ele, ele încă mai merg pe stradă. Like, what? Incredibil așa ceva. Și am mai văzut că mai era încă un mod în afară de ăsta, în care la un moment dat, dacă tot stai, încep să pici asteroizi din ceruri. Hai să scăpăm și noi de apa asta, mergem un piculeț mai încolo și dacă observați voi, acolo mă așteaptă mașinuța mea dragă, pentru că în zona asta nu e deloc inundație, adică, v-am zis, toată inundația e în oraș. Că dacă mi iei mașinuța așa fain frumos, ai trecut, nicio treabă n-avem. Băi, ce mișto s-aude și motorul la mașina asta. Ia. Wow. Wow. Uite-ai și kilometrajul pe geam, frate. What? O să facem un test de viteză cu mașinuța asta. Cred că îi dăm acolo la Trevor. Pentru că, na, acolo am drum drept. Dar să văd că eu aici am kilometrajul doar... Da, am kilometrajul, de fapt, în display acolo, ceea ce, na, vă puteți uita acolo și să-mi scrieți voi în comentarii cam cât a scos. Odată, mare, mare furtună. Și dacă ne uităm pe cer, mama, au început să pice meteoriții din ceruri. Oh my god. Și pică fix lângă mine, frate. Și uitați-vă și voi. Oh. Ok. Hai să luăm mașina și să plecăm, că nu-i de-a binelea. Mamă, se pun și pe stradă. Bine, ați observat voi că atunci când trec foarte mulți asteroizi de ăștia, la un moment dat o să dispară unii dintre ei, nu o să fie permanent. Dar nu-mi dau seama încă dacă te pot afecta într-un fel sau altul. Dar îmi place chestia asta cu modurile, testul ăla de viteză. După cum vedeți în spate, ce vedeți voi acolo, aia e apă. E apă băguită, probabil trebuia să fie și aici mare inundație, dar da, n-a fost să fie. Hai să-i dăm așa, îi dăm. De aici o să pornim și ne uităm dinăuntru, da? Hai să vedem, e... Cât de viteză umană mai e supra asta nouă? Hai să vedem.
Bă, nu se duce decât la 130, așa netunată? Da, nu e foarte viteză, mană, sincer să fiu. Adică mă așteptam să... Dar are un start foarte bun. Are un start foarte bun. Bine, probabil nu e făcută nici chiar ca în viața reală, vă dați și voi seama. Că dacă era ca în viața reală 100%, nu ar fi fost așa. Scos modul ăla cu inundațiile, acum viața din Los Santos revine la normal. Toată lumea se întoarce la joburile lor, la treburile lor. Și totul este ok. Bineînțeles că sunt o grămadă de moduri, acum puteți să-mi recomandați și voi moduri în comentarii. Site-ul e GTA 5 Mods, căutați pe Google GTA 5 Mods și cu siguranță o să-l găsiți. Iar acolo puteți găsiți o tonă, efectiv o tonă de moduri. Și putem încerca multe, multe dintre ele, cu siguranță, dacă îmi dați și voi sugestii și să-mi spuneți, bă, mie îmi place foarte mult modul cu nu știu ce, încearcă-l și tu. Și eu am să-l încerc, de ce nu? Pentru că până la urmă m-am distrat teribil în episodul acesta și cu siguranță aș vrea să mai fac astfel de episoade. Acum nu vă îngrijorați pentru cei care vă uitați la seria asta de GTA 5 Online, de exemplu, sau GTA 5 5M. Vom reveni și cu GTA 5 Online, vom reveni și cu GTA 5 5M. Nu vă faceți nicio problemă, dar pe lângă acele două serii, aș spune că ar fi interesant să mai introducem și o a treia serie cu GTA în care testăm moduri de single player. Pentru că sunt super distractive. Uite, de exemplu, hai să vă arăt cum arată chestia aia cu meteoriții în oraș. Uite, dacă mergem noi aici. Bine, aici ai foarte, foarte multe chestii în meniul ăsta, dar ne folosim de Meteor Shower și cam așa arată totul. Ia uitați-vă și voi. Că zic că poate în oraș e mai interesant când pică asteroizii. Toată lumea se panichează. Hopa! Salut! Mamă, frate, că se pice pe stradă bucăți de meteoriți. Ai de capul și de zile mele. E nebunie totală câte chestii poți face. Bine, în mare parte ați observat și voi că lumea nu prea reacționează la chestiile astea, pentru că nu sunt scriptate caracterele să reacționeze în așa fel. Toată lumea merge liniștită, deși pică dita mai asteroizii peste ei. Dar, da, ce pot să zic mai mult decât atât. Hai să vedem dacă reușim să strângem acele 10.000 de like-uri, dacă o să mai vreți episoade, iar noi ne auzim, bineînțeles, data viitoare.